Primarul municipiului Zalău, Radu Căpulnașiu, a votat astăzi la secția de votare de la școala Mihai Minescu din Zalău. Ne apropiem de orele amiezii, iar la secția de votare numărul 36 de la școala Mihai Minescu din Zalău este așteptat să vină pentru a vota primarul Zalăului, Radu Căpulnașiu. Primarul Radu Căpulnașiu a venit la vot ca de obicei, fără soția sa și și-a exprimat opțiunea pentru Parlamentul European după ce a schimbat câteva cuvinte cu membrii biroului electoral din secția de votare. La ieșirea de la vot a stat de vorbă cu jurnaliștii care îl așteptau afară, anticipând o prezență slabă la urne, în special în mediul urban. Ca orice vot este important, în primul rând, dacă ne aducem aminte de istorie în care strămoșii noștri au luptat pentru a avea dreptul de vot, pe de altă parte pentru faptul că nu cred că este indiferent cine va merge în Parlamentul European. Avem nevoie de oameni care să ne reprezinte cu demnitate și la fel spun că este foarte important și ar trebui să se înțeleagă faptul că oricât votează, cineva tot va merge în Parlamentul European. De ce este important pentru dumneavoastră? Pentru mine este important pentru simplu fapt că persoanele pe care le cunosc știu că ne vor reprezenta așa cum trebuie acolo. Și va fi și o punte de legătură chiar între Zalău, Sălaj și Bruxelles. Aveți un îndemn pentru zălăuani, pentru sălăjeni? Să vină la vot, cred că este cel mai important lucru și să se înțeleagă ceea ce am spus. Fiecare vot contează și trebuie să alegem, chiar dacă spunem că toți sunt la fel, cred că există diferențe și acest lucru se poate face printr-o cunoaștere a celor care vor merge în Parlamentul European.